De unde nemulțumirea, Roxy? Nu, că nu mai pot, Elinca, m-am strat de oameni. Efectiv, m-am strat de oameni și să dau doar de oameni care n-au bun simț și care își bat joc de alții. Adică toți oameni prost educați. Adică știi oamenii la care le împrumuți bani și nu ți-i mai dau? Da. Nu. Da. Și le zici, bă, vezi că îmi trebuie în 2 săptămâni. Și ei în 2 săptămâni zic că nu ți dau, dar îi vezi peste tot la locuri scumpe și că mănâncă loc chestii scumpe și zici, cum adică n-ai bani dacă tu plătești tot timpul chestii scumpe? Cum n-ai bani? Și eram pe Instagram și am văzut pe prietena mea care trebuia să-mi dea banii și e la nu știu ce restaurant scump. Și am zis, bă, mă duc peste ea. Mă duc peste ea și dacă nu-mi dă banii, iau mâncarea din farfurie, ceva iau, iau ce are pe ea. O dezbraci. Da, grav, adică nu, nu. Accesorii, nu știu ce, nu știu ce. Iau tot, Ilinca, tot. Tot? Da, tot. Geanta de crocodil, fetiță. Struț. Struț? Da. Atunci sunt chiar chioambă eu. Excuse me. Da. Vrei să o atingi? Struț. Da, dă, lasă ce ca să mânghie și măta mare să... Da, să le plac luxul. La jurizare o iau. O iei, o iei, da, la jurizare. Așa puțin, da, să ne facem de cap cu ea pe masă. Fetele, ce zic fetele? Madalina? Îmi place zona capului. Îmi place chestia de pe cap, îmi plac cercei. Mi se pare totuși cam mult. N-am apucat să zic că eram acasă, îmbrăcat așa, știi? În pijamale. Da. A, și doar ce? Ai tras o pereche de cizme, o mi-am blană? Mi-am pus părul, că n-aveam păr făcut, mi-am făcut așa, uite. Dar inventivă ești, măi, Ruxi, dacă tu așa stai acasă, drăguț. Și în câte minute ai fost gata? Vreo 20, cam așa. 20 minute, bine. Da. Da. Îmi place chestia de pe cap, îmi place că a pus hanoracul astfel încât să nu fie o maletă și blana și să fie în aceea zonă. Dar nu știu de ce nu mă convinge de data aceasta. Nu te convinge. Sunt prea multe elemente din foarte multe locuri. Sunt foarte puține pentru mine, adică... Bine, dantela e dantelă, pietrele sunt pietre, dantelă, hanoracul, blana, pietre... leopardul, un satin și cismele. Dar okay, așa, pentru revistă, pentru o chestie foto, da, ar merge, cu siguranță. Acu-iacu, luându-ți geanta... Ia copilul ăsta scump, daci. Da, mergi frumușel tu, Ruxy, în fața juraților. Auzi, feiță, da, geanta ți-ai cumpărat-o? Nu, mi-a zis că e bine coletul cu genți din Dubai. Da. Coletul cu genți din Dubai pentru ea, am înțeles. Da, da, dar nu sale mele, nu, nu, nu. Sale ei, n-ai insinuat femeia că sale atunci ei. Atunci m-a liniștit pentru că eu în locul tău nu mi-aș lua neapărat geanta asta. Nu e îngrozitor de scumpă pentru modelul. Dar lasă, dragă, scumpă, exact, nescumpă, ți arăt eu, feiță, altele mult mai chincă. De bani ăștia, da, ții altele, exact, mai mult mai chincă, mult mai, da, chincă. Da, asta banghește într-un cucon, oricum și culoarea, să știi că e restrictivă din multe puncte de vedere. Întâmplarea face că tu ai integrat foarte bine culoarea și tot întâmplarea face că ai reușit cu multe elemente care în aparență nu au legătură între ele să faci o ținută care îmi place foarte mult. Mulțumesc. Mai devreme vorbeam despre Gioana Battaglia, că propunea ceva. Acum am să vorbesc de Anna De Lorusso, e fashion director la Vogue Japonia și face niște lucruri. Îți spun după okay, și o să te ajute foarte mult. Este un styling modern, îmi place foarte mult curajul de a folosi această bazma în tip ale... E o fustă? Nu, nici nu mă interesează ce e. E o bazma care îți vine foarte bine. Queen a propus de foarte multe ori aceste măști, uneori coborau și peste ochi și practic puteai privi prin ochiurile acestor flori. Ideea de a avea o bluză de training cu blană, cu leopard, cu cizma asta și cu geanta, eu de obicei nu sunt un fan al genților, dar le înțeleg foarte bine, și cu telefonul și cu toată povestea ta, pe mine mă face să te simt editorial și să simt că te aștept la un casting în Paris trimisă de AMG, cea mai bună agenție de modele din lume. Așa vin modelele la Paris, să știi, cele care au peste 20, a, da? Ceva de ani. Da. Oh. Nu mă așteptam la mai puțin din partea ta. Dacă tu lucrezi singură și te știi că sunt înclinată, da, să cred că să lucrezi singură. Să mor pe cea mai sunt. Îți jur, probabil că stylingul a început având acum o armată de genți. Probabil că ai început să lucrezi geanta ținutele. Geanta ținutele. Că aseară mi-au venit și aseară am ales geanta. Că... Îmi plac transporturile astea pe care le învârți, opulență. Un transport de genți, ca lumea, calitative, în fine. Pachete, pachete, v-am zis. Știi că din această competiție, în care mai sunt câteva concurențe foarte bine îmbrăcate, de departe ai...
cele mai multe șanse către marea finală. Oh, mulțumesc. Pentru că ai un real talent stilistic. Real. Mulțumesc. Calificative? Bravo, stil. Oh, ce manevră! Mulțumesc. Simplă, simplă. Mulțumesc. Felicitări, Ruxi, trei steluțe. Vorbește și cu cei de acasă, te rog. Unu, două lucruri am nevoie. Dacă aveți prieteni care vă datorează bani, cereți-le banii. Și doi, vă rog mult să mă votați. Indicativ 8 la 1206, că săptămâna asta vă fac să râd și mai mult. Promit că e egală eliminatorie și trebuie să forjez. Da. Da. Hei, gata, plec. Hey. Momentan mă simt foarte bine că sunt pe primul loc, dar sunt la o distanță, diferență foarte mică față de Madalina, adică fix de o ținută bună. Ea e la distanță de mine de încă o ținută bună, ceea ce pe mine mă face să forjez mai mult, pentru că dacă continu să am și o ținută bună fără niciun minus, atunci cumva pot să o țin la distanță. Și na, e cumva, apropierea asta e stresantă, că sunt așa... Dar din ce văd până acum, Raluca a mers bine pe ținute și pe punctaj. O pus-o eu și pe ea în calcul la punctaj, adică nu stau să mă culc doar cu Mădălina pe ureche, zic nu, că doar mă dă-i pericol, nu. Dacă și Raluca e pericol, mă uit și la ea la pericol. Dar momentan la punctaj e prea aproape Mădălina ca să mă stresez de ci de Raluca, deci le iau pe rând.